Bună seara și bine v-am regăsit. Suntem Mariana Zverianu și Eduard Pastian. Și vă invităm la 60 de minute, emisiunea care vă spune la ce să vă așteptați în zilele care urmează. Acuzații dure între candidații la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, candidata pro-europeană Maia Sandu și socialistul pro-rus Alexandru Stoianoglu s-au întâlnit într-o primă dezbatere televizată, dar fără moderator. Cele mai multe voci spun că Maia Sandu a câștigat detașat confruntarea, întrebările ei punându-l în dificultate pe Stoianoglu. Ce nu am înțeles este cum se face că un personaj, un filorus, atât de dubios, are cetățenia română. Sau de ce o mai are? Oricum, nici Georgia nu stă bine, acolo au câștigat alegerile generale pro-rușii. Iar în Bulgaria se menține incertitudinea după altă rundă de alegeri generale. În 8 zile, americanii vor decide cine va fi președintele lor, Kamala Harris sau Donald Trump. Sondajele îi dau la egalitate, ceea ce va duce la o luptă feroce pe 5 noiembrie. Sigur, adepții fiecăruia spun că apocalipsa va fi declanșată de celălalt candidat și tocmai de aceea Europa se uită cu interes către Statele Unite. Pe 30 octombrie comemorăm moartea a 64 de tineri la colectiv. După tragedie, toți mai marii statului s-au repezit să promită o reformă a clasei politice. Corupția ucide, asta este clar deja. Însă nu este singura cauză. Mai ucide și incompetența, ucide și lenea, ucide chiar și prostia. Mâine este Ziua Internațională a Internetului, iar joi, 31 octombrie, avem Ziua Mondială a Orașelor. Discutăm despre toate acestea, dar și multe altele, cu invitata noastră, Sarmiza Andronic, jurnalist și analist politică internă, externă, alături de noi. Sarmiza, te salutăm și îți mulțumim că ai revenit alături de noi. Bună seara, mulțumesc! Îți propun pentru început să ne uităm, pentru că vorbeam ceva mai devreme despre dezbaterea, o primă dezbatere televizată între cei doi finaliști, să-i spunem, la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu. Vedem un scurt fragment din dezbaterea de ieri. Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu au participat la dezbaterea electorală televizată decisivă fără moderator la Palatul Republicii din Chișinău, cu o săptămână înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Dezbaterea a inclus și teme de politică externă, precum relația Republica Moldova-Ucraina și mai ales despre relația cu România. Eu cred că este o ofensă adusă la adresa oamenilor din România, la adresa României, să spuneți că nu avem proiecte importante. Noastră nu vreți să cunoașteți despre toate proiectele importante pe care le avem. Construcție de poduri, reparație de grădinițe, eu nu mai zic deja de ajutorul pe care l-am primit în momentul în care Rusia ne-a șantajat cu livrarea de gaze. Dar așa, ca între doi români, dumneavoastră chiar credeți că România o să sprijine omul Moscovei și o să continue să facă asemenea investiții așa cum a făcut până acum? Maia Sandu l-a atacat constant pe Alexandru Stoianoglu pe tema prestației sale ca procuror general și i-a reproșat închiderea marilor dosare de corupție. Rivalul său a încercat să se apere și a spus că nu există probe. Președinta Republicii Moldova i-a reproșat acestuia și că este calul troian al Rusiei. Noi vom stabili și vom dezvolta relațiile bune de prietenie cu toții partenerii noștri de dezvoltare și, în primul rând, cu vecinii noștri, cu Ucraina, cu România, cu partenerii noștri de dezvoltare, Uniunea Europeană, Statele Unite, Rusia, China. Alexandru Stoianoglu a avut momente în care a refuzat să răspundă la întrebările concrete ale Maiei Sandu și a avut dificultăți majore de exprimare în limba română. Într-adevăr, statul românesc a acordat un sprijin în cele mai situație necomplicată pentru țara noastră. Pe de altă parte, Alexandru Stoianoglu s-a prezentat drept adeptul Uniunii Europene, chiar dacă el este susținut de socialiști și alte partide care sunt pro-Rusia. Președinta în funcție a avut un avans de 15% în fața lui Alexandru Stoianoglu după primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. În primul rând, Sarmiza, evident, cred că o întrebare la care te și aștepți deja e cine a câștigat. E clar cine a câștigat dezbaterea asta, e clar, nu? A câștigat-o Maia Sandu pentru că a fost extrem de concretă, iar contracandidatul ei nu a făcut altceva decât să se apere. Nu a venit cu teme concrete, iar tema aceasta a corupției, pe care s-a tot marșat și în campania
electorală din primul tur și și acum, îl deranjează foarte tare, pentru că el are cumva lipită pe frunte această imagine a unui procuror care a susținut corupția, da? I-a apărat pe oligarhi și așa mai departe. Asta e o chestie de care el nu va scăpa foarte ușor, probabil niciodată, însă nu știm în ce măsură susținătorii lui chiar țin cont de asta. Atunci când ai de-a face cu doi candidați la prezidențiale în condițiile în care viziunile sunt diametral opuse, nu te poți gândi că aduci de partea ta nehotărâții, ci mai degrabă că îți mobilizezi foarte bine electoratul. Despre asta vorbim. Acolo este est și vest, nord și sud. Nu există nehotărâți care se duc pe partea Moscovei sau care se duc spre Uniunea Europeană. Nu, acolo oamenii sunt hotărâți și nu îi convinge o dezbatere, însă poți să-ți convingi electoratul să iasă la vot, înțelegând pericolul până la urmă și de o parte și de alta, ca să încercăm să fim echilibrați. Pe de altă parte, temele astea ale economiei, cu Maia Sandu care susține micii întreprinzători, da, și ea le spune mici întreprinzători, contracandidatul ei spune producătorii autohtoni. Deci până la urmă depinde cum privești acest gen de discurs și cred că părerea mea este, la cum stau lucrurile acum, că cei care au votat-o pe Maia Sandu se vor mai duce odată la vot și probabil că și cei care nu au fost și au susținut-o în primul tur și probabil au regretat, au înțeles acum pericolul, pentru că totuși 15% nu e tocmai puțin, având în vedere că totuși pe partea cealaltă a Maiei Sandu au fost mai mulți candidați. Da, ce m-a surprins, modul în care acest Stoianoglu își expune ideile. Română absolut execrabilă. Și surprinderea mea a mai venit dintr-un lucru. Care cetățenia română? Cum au primit astfel de oameni? Într-o perioadă, nu știu în ce an, uite, asta e important de văzut, în ce an și-a luat cetățenia română. Îmi pare rău că nu am verificat această informație, dar acum poate reușești, Mariana, să ne spui în ce an și-a luat cetățenia. Pentru că e important, ați văzut cum pune problema. Avem relații bune, deci nu spune sunt omul rușilor, sau spune mă susține Partidul Socialist, dar nu spune sunt omul rușilor. Spune noi vom avea relații bune cu toată lumea, inclusiv cu Rusia. Da? Deci nu se delimitează total de Uniunea Europeană, mai mult decât atât. Ca și în Lituania, că și acum au fost alegeri în Lituania și acolo sunt două partide care au discursuri și au mesaje diametral opuse, cu toate că unul dintre ele, deși se duce în zona Rusiei, mai degrabă este anti-occidental, are totuși semnele Uniunii Europene atunci când își promovează platforma. Deci încearcă, mie mi se pare că în această perioadă când oamenii sunt extrem de confuzi, se joacă cumva la două capete, adică cine se prinde, se prinde, cine nu, nu. Nu poți să spui despre contracandidatul Maiei Sandu că este pro-european, asta este clar, nici nu și-a pus această sintagmă pe frunte, însă el nu vrea să fie nici pro-rus. Da? Și atunci o joacă așa. Nu vrea să fie pro-rus la televizor. Nu vrea să fie pro-rus la televizor, sigur. În dezbatere vorbesc și din punct de vedere al mesajelor. Însă pro-european nu are cum să fie. Sigur că și pe mine mă surprinde faptul că are cetățenie română, numai că știi foarte bine, a fost o perioadă când s-au dat aceste cetățenii Republicii Moldova foarte, foarte multe. Atunci când Traian Băsescu a fost președinte, cei mai mulți veneau și își luau cu foarte multă ușurință cetățenia, fără să se țină cont de foarte multe criterii sau, în orice caz, n-au fost niște criterii foarte exigente. Da? Mai degrabă treceai pe acolo, vorbeai un pic română, puteai să te gândești că poți să vii să studiezi sau poți să îți faci afaceri în România și să înveți mai bine românește. Iată că pe acest candidat nu îl ajută sau în orice caz îl dezavantajează această lipsă de coerență în discursul în limba română.
Și exact apropo de asta, nu am reușit încă să găsesc informația, dar cu siguranță o să ajungem la ea. E, când a fost întrebat la un moment dat despre pașaportul pe care îl are, nu, apropo și de cetățenie, a răspuns în limba rusă, așa cum puncta și Edi ceva mai devreme, greu de înțeles anumite reacții pe care le-a avut în dezbaterea asta. Asta pe de o parte, și pe de altă parte a refuzat să spună ce avantaje are tocmai datorită faptului că are cetățenie română și a fost întrebat de Maia Sandu cam cât ar trebui să aștepte moldovenii de rând 20-30 de ani ca să beneficieze practic de aceleași drepturi de care beneficiați și dumneavoastră. A încercat cumva să o scalde, iertați-mi exprimarea, cu ghilimelele de rigoare spre final când a vorbit de acel document pe care l-ar semna că el susține de fapt parcursul european și așa mai departe. Nu, în primul rând, acest amalgam de limbi pe care le vorbește îl dezavantajează, da? Pentru că dacă ești român și te uiți la el și te gândești, cum bine a întrebat Maia Sandu, crezi că România te susține, având în vedere totuși apropierea de Moscova, dacă era suficient să spună, bine, nu se cade, dar să spună, uite cum vorbești românește, nu îți dai seama că în România aproape că nu te înțeleg. Deci dacă te uiți la o astfel de dezbatere și ești român, te deranjează că nu știe foarte bine românește. Dacă susții Rusia, te deranjează că nu vorbește în rusește. Da? Că spune pe aici, pe acolo. Adică nu cred că a fost în avantajul său această dezbatere. Cred că a fost foarte slab pregătit și s-a văzut de la început pentru că, repet, doar s-a apărat și a avut așa tot timpul o stare de, defensivă. Tot timpul a fost un pas în urmă, n-a avut nici tonul potrivit, nici cuvintele foarte potrivite pentru a o pune pe Maia Sandu în dificultate. Nu, 25 acolo nu. Mai 2018 am găsit, a obținut pașaportul românesc. Cam n-a dat detalii, târziu am totuși, văzut, na. Dar bun. Atunci, s-a probabil declarat dispus să renunțe la cetățenia română dacă îi se va cere înainte de alege. Dar nu cred că va renunța, că doar nu dai vrabia. Pentru că nu va câștiga și de ce să nu fie cetățean român cu drepturi de pline, înțelegi? Și european. Și european până la urmă, sigur. Da. Plus că e vorba de toate fondurile pe care le-a primit Republica Moldova, pe de o parte de la România, pe de altă parte de la, și lucrul acesta l-a subliniat Maia Sandu, da, în, de la în dezbaterea Uniunea asta. Europeană. Exact, de la pentru Uniunea că sunt fonduri preaderare. Nu știu dacă au fost numite chiar așa, dar totuși Uniunea Europeană, și mi-amintesc când a fost o întâlnire cu președinții Uniunii Europene fix în Republica Moldova, știu că am fost acolo, cred că chiar anul ăsta sau anul trecut, nu mai țin minte, exact, că erau pregătirile întoi, toată lumea se agita, ori asta înseamnă deja un semnal de susținere, adică nu poți să spui susțin Republica Moldova și să nu faci nimic. Nu știu dacă s-au numit neapărat fonduri de preaderare, dar sigur că a fost important cum anume a folosit Republica Moldova acele fonduri, așa ca un prim pas, da, spre această preaderare și nu aderare. E important cum a știut Maia Sandu și guvernul Republicii Moldova de la acel moment să gestioneze aceste fonduri, ce s-a întâmplat cu ele, având în vedere că se vorbește în Republica Moldova de o corupție uriașă. Cum va fi campania în următoarele zile și dacă e să dăm un pic timpul înapoi la primul tur al alegerilor prezidențiale, procentele pe care le-au obținut cei doi, ceilalți, va fi o discuție sau între cine vor fi de fapt aceste discuții apropo de susținerea pentru turul 2 și pe ce vor marșa, ca să zic așa, în discuția directă cu electoratul? Pe partea de economie, pentru că aici este o chestiune legată de Uniunea Europeană, dar și de Rusia, pentru că fiecare vrea fonduri din anumite părți și atunci sigur că planul lor economic, deși sunt președinți, sigur că e nevoie să și le expună, pentru că nici dezbaterea nu a fost lipsită de astfel de teme. Până la urmă, moldovenii vor să știe ce se întâmplă, spre deosebire de alegerile noastre, unde se vorbește, mă rog, mai puțin despre asta, în sensul că mai degrabă vorbesc partidele decât candidații, că-i firesc.
Aici lucrurile stau un pic altfel, pentru că totuși acest referendum a fost lipit de candidatura Maiei Sandu și de ceea ce a făcut ea în cei 4 ani. Deci mi-e foarte greu să cred că Maia Sandu va avea un alt punct important în această campanie, altul decât cea aderării la Uniunea Europeană, pentru că tot ceea ce a făcut a fost pentru acest lucru. Adică s-a văzut clar că este pro-occidentală, pro-Uniunea Europeană și sigur că aici va apăsa accelerația, pentru că cei care o votează, în primul rând, se gândesc la asta. Mai am o nedumerire, dată fiind miza alegerilor din prezidențiale din Republica Moldova, nu văd pe șeful diplomației române, capo di tutti capi, ajutând în vreun fel partea pro-europeană din Republica Moldova. Dar bine, nu numai el. Acum a sunt fost un pic subiect. A fost premierul acolo de curând. Nu cred că sunt 2 săptămâni. Înainte de alegeri. Înainte de alegeri. Aș tăcălare acolo pe chestiunea. Dacă ne trezim cu o Moldova ostilă, nu cred că o să le fie bine. Da? Eu nu cred că Moldova poate să fie ostilă României, pentru că nu are motive să se întâmple asta. Indiferent ostilă că ostilă din punct de vedere diplomatic. Nu cred la vreo că are motive Republica Moldova să fie ostilă din niciun punct de vedere cu România. Pentru că România a fost alături de Republica Moldova, s-a vorbit asta intens în România, mai mult decât s-a vorbit în Republica Moldova. Părea cumva că la un moment dat chiar eram ceva de genul: dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem și uite, noi suntem aici să vă ajutăm. Chiar dacă la un moment dat eu personal am simțit o oarecare îndepărtare sau reticență sau da, o frână pusă. În momentul în care începeai să vorbești cu cei care nu știu, mă invitaseră Republica Moldova la nivel de autorități, că n-am fost în particular să vreau să spun că lucrurile deveneau un pic altfel. Deci România cred că a avut toate brațele deschise și toate căile deschise spre Republica Moldova. Cred că nicio secundă Republica Moldova, repet, pe niciun domeniu, pe nicio cale, nu poate reproșa ceva României. Da, noi vorbim la nivelul nostru, la nivelul omului de rând acolo. Dacă nu te uiți în fiecare zi și nu-i dovedești că propaganda rusească are o mare hibă, și anume că minte, e destul de dificil. Tu vorbești despre noi să ne îndreptăm spre electoratul Republicii Moldova? Nu noi, cei care pot face diferența, de la Iohannis încolo. Eu știu că cei care au votat-o pe Maia Sandu sunt mari admiratori ai lui Klaus Iohannis, așa cum noi nu suntem. Da? Cred că Republica Moldova a simțit susținerea lui Klaus Iohannis. Să știi că nici ce s-a întâmplat în Polonia nu poate fi pus la spate, apropo de Joe Biden, care a pomenit-o pe Maia Sandu. Și cred că la nivel de autorități se știe. Ce nu se știe este la nivel de om de rând. Da? Deci acolo să știi că nu-i suficient să se ducă Iohannis sau să se ducă ministrul de externe să spună noi vă ajutăm. Că oamenii pot fi reticenți. Acolo, cred că mai degrabă mesajul credibil este cel care vine din partea Maiei Sandu, nu din partea noastră. Maia Sandu este cea care trebuie să spună: România ne ajută, România face, România drege. Nu să mergem noi să spunem: știți, noi suntem cei care vă ajutăm. Nici măcar la nivel diplomatic. Adică n-ai cum să vorbești cu oamenii de rând și să le spui tu ceva ce ei ar trebui să înțeleagă prin autoritățile lor. N-are cum Maia Sandu să fie mai puțin credibilă decât noi. Adică cred că ea are vocea principală acolo. Ea trebuie să spună cine și cum o ajută, mai ales că informațiile sunt toate la ea. Noi nu putem să mergem, sau putem să mergem, suntem vizibili, dar mesajul tot ea îl transmite. Mai avem mai puțin de un minut până să intrăm într-o pauză și foarte scurt aș întreba Sarmiza, pentru că tot apar ceilalți contracandidații ai lor din primul tur. De exemplu, Renato Usate îi spune că în turul 2 el a fost așa un pic cam indecis, da, în toată perioada asta. Mai a și luat un scor spune foarte că mic. Nu îi va susține pe niciunul dintre ei. Apropo de cum se vor redistribui aceste procente pe care le urmăream ceva mai devreme. Nu contează ce spune el neapărat. Știi foarte bine că cei care vor să voteze, votează. Oamenii totuși au niște instrumente, se pot informa.
În Republica Moldova internetul funcționează foarte bine, crede-mă. Rețelele sociale sunt în toi, adică nu... Bun, poate televiziunile nu sunt neapărat foarte active și promovează ele anumite mesaje, dar crede-mă, oamenii care vor să se informeze n-au absolut nicio problemă cu asta. Că oamenii pe care l-au susținut pe el, mă rog, nu înțeleg pe cine susține el, ok, dacă omul vrea să voteze pentru Republica Moldova într-un fel sau altul, se va duce la vot. Sunt și alte lucruri despre care vrem să discutăm, Sarmiza. Luăm însă o foarte scurtă pauză, revenim în doar câteva momente, rămâneți alături de noi. Bună seara și bine v-am regăsit. Suntem Mariana Zverianu și Eduard Pastian. Și vă invităm la 60 de minute, emisiunea care vă spune la ce să vă așteptați în zilele care urmează. Acuzații dure între candidații la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, candidata pro-europeană Maia Sandu și socialistul pro-rus Alexandru Stoianoglu s-au întâlnit într-o primă dezbatere televizată, dar fără moderator. Cele mai multe voci spun că Maia Sandu a câștigat detașat confruntarea, întrebările ei punându-l în dificultate pe Stoianov. Ce nu am înțeles este cum se face că un personaj, un filorus, atât de dubios, are cetățenia română. Sau de ce o mai are? Oricum, nici Georgia nu stă bine, acolo au câștigat alegerile generale pro-rușii. Iar în Bulgaria se menține incertitudinea după altă rundă de alegeri generale. În 8 zile, americanii vor decide cine va fi președintele lor, Kamala Harris sau Donald Trump. Sondajele îi dau la egalitate, ceea ce va duce la o luptă feroce pe 5 noiembrie. Sigur, adepții fiecăruia spun că apocalipsa va fi declanșată de celălalt candidat și tocmai de aceea Europa se uită cu interes către Statele Unite. Pe 30 octombrie comemorăm moartea 64 de tineri la colectiv. După tragedie, toți mai marii statului s-au repezit să promită o reformă a clasei politice. Corupția ucide, asta este clar deja. Însă nu este singura cauză. Mai ucide și incompetența, ucide și lenea, ucide chiar și prostia. Mâine este Ziua Internațională a Internetului, iar joi, 31 octombrie, avem Ziua Mondială a Orașelor. Discutăm despre toate acestea, dar și multe altele, cu invitata noastră, Sarmiza Andronic, jurnalist și analist politică internă, externă, alături de noi. Sarmiza, te salutăm și îți mulțumim că ai revenit alături de noi. Bună seara, mulțumesc! Îți propun pentru început să ne uităm, pentru că vorbeam ceva mai devreme despre dezbaterea, o primă dezbatere televizată între cei doi finaliști, să-i spunem, la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu. Vedem un scurt fragment din dezbaterea de ieri. Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu au participat la dezbaterea electorală televizată decisivă fără moderator la Palatul Republicii din Chișinău, cu o săptămână înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Dezbaterea a inclus și teme de politică externă, precum relația Republica Moldova-Ucraina și mai ales despre relația cu România. Eu cred că este o ofensă adusă la adresa oamenilor din România, la adresa României, să spuneți că nu avem proiecte importante. Noastră nu vreți să cunoașteți despre toate proiectele importante pe care le avem. Construcție de poduri, reparație de grădinițe. Eu nu mai zic deja de ajutorul pe care l-am primit în momentul în care Rusia ne-a șantajat cu livrarea de gaze. Dar așa, ca între doi români, dumneavoastră chiar credeți că România o să sprijine omul Moscovei și o să continue să facă asemenea investiții așa cum a făcut până acum? Maia Sandu l-a atacat constant pe Alexandru Stoianoglu pe tema prestației sale ca procuror general și i-a reproșat închiderea marilor dosare de corupție. Rivalul său a încercat să se apere și a spus că nu există probe. Președinta Republicii Moldova i-a reproșat acestuia și că este calul troian al Rusiei. Noi vom stabili și vom dezvolta relațiile bune de prietenie cu toții partenerii noștri de dezvoltare și, în primul rând, cu vecinii noștri, cu Ucraina, cu România, cu partenerii noștri de dezvoltare, Uniunea Europeană, Statele Unite, Rusia, China. Alexandru Stoianoglu a avut momente în care a refuzat să răspundă la întrebările concrete ale Maiei Sandu și a avut dificultăți majore de exprimare în limba română. Într-adevăr,
statul românesc a acordat un sprijin în cele mai situație necomplicată pentru țara noastră. Pe de altă parte, Alexander Stoianoglu s-a prezentat drept adeptul Uniunii Europene, chiar dacă el este susținut de socialiști și alte partide care sunt pro-Rusia. Președinta în funcție a avut un avans de 15% în fața lui Alexander Stoianoglu după primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. În primul rând, s-ar miza, evident, cred că o întrebare la care te și aștepți deja, e cine a câștigat. E clar cine a câștigat dezbaterea asta, e clar, nu? A câștigat-o Maia Sandu pentru că a fost extrem de concretă, iar contracandidatul ei nu a făcut altceva decât să se apere. Nu a venit cu teme concrete, iar tema aceasta a corupției, pe care s-a tot marșat și în campania electorală din primul tur și acum, îl deranjează foarte tare, pentru că el are cumva lipită pe frunte această imagine a unui procuror care a susținut corupția, da? I-a apărat pe oligarhi și așa mai departe. Asta e o chestie de care el nu va scăpa foarte ușor, probabil niciodată, însă nu știm în ce măsură susținătorii lui chiar țin cont de asta. Atunci când ai de-a face cu doi candidați la prezidențiale în condițiile în care viziunile sunt diametral opuse, nu te poți gândi că aduci de partea ta nehotărâții, ci mai degrabă că îți mobilizezi foarte bine electoratul. Despre asta vorbim. Acolo este est și vest, nord și sud. Nu există nehotărâți care se duc pe partea Moscovei sau care se duc spre Uniunea Europeană. Nu, acolo oamenii sunt hotărâți și nu îi convinge o dezbatere, însă poți să-ți convingi electoratul să iasă la vot, înțelegând pericolul până la urmă și de o parte și de alta, ca să încercăm să fim echilibrați. Pe de altă parte, temele astea ale economiei, cu Maia Sandu care susține micii întreprinzători, da, și ea le spune mici întreprinzători, contracandidatul ei spune producătorii autohtoni. Deci până la urmă depinde cum privești acest gen de discurs și cred că părerea mea este, la cum stau lucrurile acum, că cei care au votat-o pe Maia Sandu se vor mai duce odată la vot și probabil că și cei care nu au fost și au susținut-o în primul tur și probabil au regretat, au înțeles acum pericolul, pentru că totuși 15% nu e tocmai puțin, având în vedere că totuși pe partea cealaltă a Maiei Sandu au fost mai mulți candidați. Da, ce m-a surprins, modul în care acest Stoianoglu își expune ideile. Română absolut execrabilă. Și surprinderea mea a mai venit dintr-un lucru. Care e cetățenia română? Astfel de, cum au primit astfel de oameni? Într-o perioadă, nu știu în ce an, uite, asta e important de văzut, în ce an și-a luat cetățenia română. Îmi pare rău că nu am verificat această informație, dar acum poate reușești, Mariana, să ne spui în ce an și-a luat cetățenia, pentru că e important. Ați văzut cum pune problema. Avem relații bune, deci nu spune sunt omul rușilor, sau spune mă susține Partidul Socialist, dar nu spune sunt omul rușilor, spune noi vom avea relații bune cu toată lumea, inclusiv cu Rusia. Da, deci nu se delimitează total de Uniunea Europeană, mai mult decât atât. Ca și în Lituania, că și acum au fost alegeri în Lituania și acolo sunt două partide care au discursuri și au mesaje diametral opuse, cu toate că unul dintre ele, deși se duce în zona Rusiei, mai degrabă este anti-occidental, are totuși semnele Uniunii Europene atunci când își promovează platforma. Deci încearcă, mie mi se pare că în această perioadă când oamenii sunt extrem de confuzi, se joacă cumva la două capete, adică cine se prinde, se prinde, cine nu, nu. Nu poți să spui despre contracandidatul Maiei Sandu că este pro-european, asta este clar, nici nu și-a pus această sintagmă pe frunte, însă el nu vrea să fie nici pro-rus. Da? Și atunci o joacă așa. Nu vrea să fie pro-rus la televizor. Nu vrea să fie pro-rus la televizor, sigur. În dezbatere vorbesc și din punct de vedere al mesajelor.
Însă pro-european nu are cum să fie. Sigur că și pe mine mă surprinde faptul că are cetățenie română, numai că știi foarte bine, a fost o perioadă când s-au dat aceste cetățenii Republicii Moldova foarte, foarte multe. Atunci când Traian Băsescu a fost președinte, cei mai mulți veneau și își luau cu foarte multă ușurință cetățenia fără să se țină cont de foarte multe criterii sau, în orice caz, n-au fost niște criterii foarte exigente. Da? Mai degrabă treceai pe acolo, vorbeai un pic română, puteai să te gândești că poți să vii să studiezi sau poți să îți faci afaceri în România și să înveți mai bine românește. Iată că pe acest candidat nu îl ajută sau, în orice caz, îl dezavantajează această lipsă de coerență în discursul în limba română. Și exact apropo de asta, nu am reușit încă să găsesc informația, dar cu siguranță o să ajungem la ea. Când a fost întrebat la un moment dat despre pașaportul pe care îl are, nu, apropo și de cetățenie, a răspuns în limba rusă, așa cum puncta și Edi ceva mai devreme, greu de înțeles anumite reacții pe care le-a avut în dezbaterea asta. Asta pe de o parte, și pe de altă parte a refuzat să spună ce avantaje are tocmai datorită faptului că are cetățenie română și a fost întrebat de Maia Sandu cam cât ar trebui să aștepte moldovenii de rând, 20-30 de ani, ca să beneficieze practic de aceleași drepturi de care beneficiați și dumneavoastră. A încercat cumva să o calde, iertați-mi exprimarea cu ghilimelele de rigoare, spre final, când a vorbit de acel document pe care l-ar semna că el susține, de fapt, parcursul european și așa mai departe. Nu, în primul rând, acest amalgam de limbi pe care le vorbește îl dezavantajează, da? Pentru că dacă ești român și te uiți la el și te gândești, cum bine a întrebat Maia Sandu, crezi că România te susține, având în vedere totuși apropierea de Moscova, dacă era suficient să spună, bine, nu se cade, dar să spună, uite cum vorbești românește, nu îți dai seama că în România aproape că nu te înțeleg. Deci dacă te uiți la o astfel de dezbatere și ești român, te deranjează că nu știe foarte bine românește. Dacă susții Rusia, te deranjează că nu vorbește în rusește. Da? Că spune pe aici, pe acolo. Adică nu cred că a fost în avantajul său această dezbatere. Cred că a fost foarte slab pregătit și s-a văzut de la început pentru că, repet, doar s-a apărat și a avut așa tot timpul o stare de, defensivă. Tot timpul a fost un pas în urmă, n-a avut nici tonul potrivit, nici cuvintele foarte potrivite pentru a o pune pe Maia Sandu în dificultate. Nu, 25 acolo nu. Mai 2018 am găsit, a obținut pașaportul românesc. N-a dat detalii, târziu am totuși, văzut, na. Dar s-a declarat dispus să renunțe la cetățenia română dacă îi se va cere înainte de alege. Dar nu cred că va renunța, că doar nu dai... Bine, pentru că nu va câștiga și de ce să nu fie cetățean român cu drepturi de pline, înțelegi? Și european. Și european până la urmă, sigur. Da. Plus că e vorba de toate fondurile pe care le-a primit Republica Moldova, pe de o parte de la România, pe de altă parte de la... și lucrul acesta l-a subliniat Maia Sandu, da, în, de la Uniunea Europeană. Asta. Exact, de la pentru Uniunea că Europeană. Sunt fonduri preaderare. Nu știu dacă au fost numite chiar așa, dar totuși Uniunea Europeană și mi-amintesc când a fost o întâlnire cu președinții Uniunii Europene fix în Republica Moldova, știu că am fost acolo, cred că chiar anul ăsta sau anul trecut, nu mai țin minte, exact că erau pregătirile întoi, toată lumea se agita, ori asta înseamnă deja un semnal de susținere, adică nu poți să spui susțin Republica Moldova și să nu faci nimic. Nu știu că s-au numit neapărat fonduri de preaderare, dar sigur că a fost important cum anume a folosit Republica Moldova acele fonduri așa ca un prim pas, da, spre această preaderare și nu aderare. E important cum a știut Maia Sandu și guvernul Republicii Moldova de la acel moment să gestioneze aceste fonduri. Ce s-a întâmplat cu ele? Având în vedere că se vorbește în Republica Moldova de o corupție uriașă. Cum va fi campania în următoarele zile și dacă e să dăm un pic timpul înapoi la primul tur al alegerilor prezidențiale, procentele pe care le-au obținut cei doi, ceilalți
va fi o discuție sau între cine vor fi de fapt aceste discuții apropo de susținerea pentru turul 2 și pe ce vor marșa, ca să zic așa, în discuția directă cu electoratul. Pe partea de economie, pentru că aici este o chestiune legată de Uniunea Europeană, dar și de Rusia, pentru că fiecare vrea fonduri din anumite părți și atunci sigur că planul lor economic, deși sunt președinți, sigur că e nevoie să și le expună, pentru că nici dezbaterea nu a fost lipsită de astfel de teme. Până la urmă, moldovenii vor să știe ce se întâmplă, spre deosebire de alegerile noastre, unde se vorbește, mă rog, mai puțin despre asta, în sensul că mai degrabă vorbesc partidele decât candidații, că-i firesc. Aici lucrurile stau un pic altfel, pentru că totuși acest referendum a fost lipit de candidatura Maiei Sandu și de ceea ce a făcut ea în cei 4 ani. Deci mi-e foarte greu să cred că Maia Sandu va avea un alt punct important în această campanie, altul decât cea aderării la Uniunea Europeană, pentru că tot ceea ce a făcut a fost pentru acest lucru. Adică s-a văzut clar că este pro-occidentală, pro-Uniune Europeană și sigur că aici va apăsa accelerația, pentru că cei care o votează, în primul rând, se gândesc la asta. Mai am o nedumerire, dată fiind miza alegerilor din prezidențiale din Republica Moldova, nu văd pe șeful diplomației române, capo di tutti capi, ajutând în vreun fel partea pro-europeană din Republica Moldova. Dar bine, nu numai el. Acum fost premierul acolo de curând. Nu cred că sunt 2 săptămâni. Înainte de alegeri. Înainte de alegeri. Aștepta călare acolo pe chestiunea. Dacă ne trezim cu o Moldova ostilă, nu cred că o să le fie bine. Da. Eu nu cred că Moldova poate să fie ostilă României, pentru că nu are motive să se întâmple asta. Indiferent că ostilă din punct de vedere diplomatic. Nu cred că are motive Republica Moldova să fie ostilă din niciun punct de vedere cu România. Pentru că România a fost alături de Republica Moldova, s-a vorbit asta intens în România, mai mult decât s-a vorbit în Republica Moldova. Părea cumva că la un moment dat chiar eram ceva de genul: dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem și uite, noi suntem aici să vă ajutăm. Chiar dacă la un moment dat eu personal am simțit o oarecare îndepărtare sau reticență sau da, o frână pusă. În momentul în care începeai să vorbești cu cei care nu știu, mă invitaseră Republica Moldova la nivel de autorități, că n-am fost în particular să vreau să spun că lucrurile deveneau un pic altfel. Deci România cred că a avut toate brațele deschise și toate căile deschise spre Republica Moldova. Cred că nicio secundă Republica Moldova, repet, pe niciun domeniu, pe nicio cale, nu poate reproșa ceva României. Da, noi vorbim la nivelul nostru, la nivelul omului de rând acolo, dacă nu te duci în fiecare zi și nu-i dovedești că propaganda rusească are o mare hibă, și anume că minte, e destul de dificil. Tu vorbești despre noi să ne îndreptăm spre electoratul Republicii Moldova? Nu noi, cei care pot face diferența, de la Iohannis încolo. Eu știu că cei care au votat-o pe Maia Sandu sunt mari admiratori ai lui Klaus Iohannis, așa cum noi nu suntem. Da? Cred că Republica Moldova a simțit susținerea lui Klaus Iohannis. Să știi că nici ce s-a întâmplat în Polonia nu poate fi pus la spate, apropo de Joe Biden, care a pomenit-o pe Maia Sandu. Și cred că la nivel de autorități se știe. Ce nu se știe este la nivel de om de rând. Da? Deci acolo să știi că nu e suficient să se ducă Iohannis sau să se ducă ministrul de externe să spună noi vă ajutăm. Că oamenii pot fi reticenți. Acolo cred că mai degrabă mesajul credibil este cel care vine din partea Maiei Sandu, nu din partea noastră. Maia Sandu este cea care trebuie să spună România ne ajută, România face, România drege. Nu să mergem noi să spunem știți, noi suntem cei care vă ajutăm. Nici măcar la nivel diplomatic. Adică n-ai cum să vorbești cu oamenii de rând și să le spui tu ceva ce ei ar trebui să înțeleagă prin autoritățile lor. N-are cum Maia Sandu să fie mai puțin credibilă decât
decât noi. Adică cred că ea are vocea principală acolo. Ea trebuie să spună cine și cum o ajută. Mai ales că informațiile sunt toate la ea. Noi nu putem să mergem, sau putem să mergem, suntem vizibili, dar mesajul tot ea îl transmite. Mai avem mai puțin de un minut până să intrăm într-o pauză și foarte scurt aș întreba Sarmisa, pentru că tot apar ceilalți contracandidați ai lor din primul tur. De exemplu, Renato Usată îi spune că în turul 2 el a fost așa un pic cam indecis în toată perioada asta. Mai și luat nou, un spune că mic. Nu îi va susține pe niciunul dintre ei. Apropo de cum se vor redistribui aceste procente pe care le urmăream ceva mai devreme. Nu contează ce spune el neapărat. Știi foarte bine că cei care vor să voteze, votează. Oamenii totuși au niște instrumente, se pot informa. În Republica Moldova internetul funcționează foarte bine, crede-mă. Rețelele sociale sunt în toi, adică nu... Bun, poate televiziunile nu sunt neapărat foarte active și promovează ele anumite mesaje, dar crede-mă, oamenii care vor să se informeze n-au absolut nicio problemă cu asta. Că oamenii pe care l-au susținut pe el, mă rog, nu înțeleg pe cine susține el, ok, dacă omul vrea să voteze pentru Republica Moldova într-un fel sau altul, se va duce la vot. Sunt și alte lucruri despre care vrem să discutăm, Sarmisa. Luăm însă o foarte scurtă pauză, revenim în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi.